Codruț, liniștește-ți-o, bă, pe aia. Vor spune, mă, să nu mai jinească. Spune să nu mai fie așa de... Înțelegi că din cauza voastră s-au întâmplat chestiile astea, pentru că tu ai lăsat-o pe ea și indiferent dacă a greșit sau nu, ai susținut-o cu orice, da? Și că ea a jignit și și-a permis orice la adresa tuturor concurenților. Da? Mai stai puțin, și ce pretenții aveai? Să-i pună Codruț mâna? Dar n-am nicio pretenție, domnișoara Cristina, dacă el nu-i spune nimic, după aia să nu mai sare sus că și-a zis Marinescu, că Marinescu nu i-a adresat Alexandrei chestia aia. Alexandra susține aceleași lucruri și în momentul în care aberează îmi pare rău. Păi am toată bunăvoința și eu la Caterinca cum vreau eu și la ironii. Păi să te iau și eu pe tine de acum la Caterinca și la ironii și crede-mă că să puși de plâși, domnișoara Cristina. În acel moment eu nu vorbeam cu Marinescu. Ei au văzut că se îndreaptă un pic atenția spre mine și că nimeni nu-mi prea mai bagă săptămâna asta în seamă și ce a zis? Hai să ne băgăm că dacă e vorba de Alexandra putem să vorbim la nesfârșit, că se sezizează și Codruț și Radu și așa mai departe. A venit și a spus că vezi, doamne, că a jignit-o Codruț pe Maria, că a făcut-o terminată sau nu știu ce i-a zis. Codruț, nu l-am pe Codruț, n-am auzit niciodată că a jignit-o pe Maria și așa mai departe. Ce vorbești? Ești obosit? Nu mai aperează. Da, asta cu cuvintele tale. Stați așa. Auzi, Marinescu, tu nu crezi că este greșeala celorlalți? Că acceptă Alexandrei toate mendrele sau ce îi induci tu acolo, cum că ea s-ar comporta nepotrivit cu ei? Nu e greșeala lor că îi acceptă, în loc să-i atragă atenția că ea se poartă necorespunzător cu ei? A colegilor, tu ai spus că Alexandra se poartă... E greșeala tuturor, pentru că eu am fost, cred că, singurul concurent care, în momentul în care, într-adevăr, am fost deranjat de ceva, mi-am susținut punctul de vedere. Restul au mers pe burtă. Sau poate că ea nu se poartă urât cu ei. Domnișoara Cristina a spus adineauri că ea atrage atenția și e în mijlocul atenției. Nu, draga mea, nu ai tu ca persoană cu ce să ne atragi atenția. Singurul lucru cu care poți să atragi atenția este că, efectiv, crede-mă că te exprimi și te manifesti. Stai că te-ai acum apaltă. Am zis eu în momentul de față că eu am luat atenția. Bun, în afară să urli, să faci multă gălăgie, nu ai ce să oferi. Omule, tu mă cauți în orice și îmi scrizi dacă îl vezi, mă cauți. Nu vrei să-i silezi asta aici. Ce te cauți? Nu mai nu-mi așa. Taci din gură. Taci din gură. Ok, domnișoara Cristina, ați terminat voi doi? Hai. Domnișoara Cristina, după cum am spus că o să vorbesc când o să vină Maria aici și sunt curios și eu, domnișoara Cristina, ce concluzie a tras ea după acel material în care eu am spus așa: Marinescu, dacă mai continui, aș putea să nu. Vezi că s-ar putea să o iau pe Maria și la care el ia-o cum vrei, pentru că m-a întrebat treaba asta acum. Și sunt curios și eu ce are ea de zis, domnișoara. Da, și eu ți-am zis, fă ce vrei, dar crezi că tu cu chestia asta vreodată te-aș fi lăsat eu pe tine să faci tu ce vrei? N-am nimic de zis. Ca idei, tu crezi că eu aș fi tăcut din gură? Uite-te că plânge imediat, imediat plânge, bă, nu vezi. Da, bă, nu mai pot eu să plâng. Tu stai liniștit că plânge imediat. Că nu-i sătulă, că te-ai dus și te respins acolo. Și tu și vorbești, du-te mai mult pe Alexandra, vorbi acolo, vorbești și puțin că acolo material. Dar de când se întâmplă și chestiile astea între mine și Maria, n-am văzut pe internet un comentariu care să mă facă o persoană cățel sau să mă facă barză și albe de porci, cum ai fost făcut tu de 8 luni de zile, că mă complac eu. Ai terminat? Domnișoara Cristina, în primul rând să-i aduc la cunoștință apropiatului meu Marinescu, el nu o să trăiască niciodată cu lumea după internet și cu ceea ce-i spune lumea. Cu toată lumea, cu femeia de lângă el și dacă el așa o face mândră și așa o respectă el pe femeia de lângă el, scuzați-mă, pe mine n-am cum, eu nu pot să-l cataloghez la categoria de bărbat, nu pot să-l cataloghez. Nici tu și nici Andrei, se pare că e evident că avea ceva de comentat. I-a spus Marinescu lui Codruț, crezi că te lăsam să o iei așa? Da, eu consider că o lăsai să o iei așa pentru că l-ai lăsat și pe Romeo să o ia tot așa. Am zis, s-ar putea să se ducă asta și am făcut de la el toate astea. El a spus că nu te lăsa, dar eu am vrut să-i spun că l-a lăsat pe Romeo și cred că te lăsa și pe tine. Dacă el își vedea, domnișoara, este de lungul nasului și ok, a căutat atenția și vorbea cât de cât civilizat, n-avea nimic de spus. Dar, după am mai spus odată, acest material trebuie să pună pe gânduri pe Maria și ceea ce mă lasă un pic un gust amar, Maria n-are absolut nimic de comentat, dar în timp m-a întrebat. A spus el asta? Și a zis da, și femeia s-a dus afară. Și acum el tot cu Alexandra vorbește, nu? Viața vorbește de ce ai făcut acolo, ce vorbește acolo, ce faci acolo, cum o faci pe femeia asta să se simtă. Asta nu spui. A, taci din gură. Normal. Maria, n-ai nimic de spus. De ce? Că n-am nimic de comentat. O să taci toată gala? Că Alexandra și Codruț este de vină. Normal. Nu, Alexandra și Codruț. Cuvintele lui Marinescu. Sunt faptele lui Marinescu și ceea ce face el. Alexandra cu Codruț pe gură. Pentru că vine și bagă cuvinte în gură la toți concurenții, explică, vezi că ai făcut asta, vezi că ai făcut așa și vezi că pe mine mă interesează de fapt cum mă vede publicul și lumea de acasă. Nu mă interesează ceea ce fac eu cu Mariana, pe mine mă interesează să mă vadă publicul bine. Maria. De-aia nu există un echilibru în ceea ce face el și îl interesează mai mult competiția. Și Maria e conștientă de toată treaba asta. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Revenim după știrile Canal D. Lasă ușor, lasă. Cum că ți-o întorc cum vreau eu. A avut loc? Cum că ți-o întorci? Întreb. O să te vorbea de virginitate. Aici, în emisiune. A avut loc Republica Dominicană? Puteți că mă pui și pe mine situație din asta dacă tu ai Alexandra! Dacă Marinescu este în momentul de față și vine și face anumite afirmații, nu trebuie să le vină, nu Marinescu, nu trebuie să vină Andrei să dea în mine prin Marinescu. Și-a dat și ea seama că se face de râs cu Marinescu și invers. Radu, ai nevoie de ochelari? De ce? Tu ești orb? Vă voi anunța topul favoriților. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Lasă ușor, lasă. Că ți-o întorc cum vreau eu. A avut loc? Cum că ți-o întorci? Întreb. O să te vorbea de virginitate. Aici, în emisiune. A avut loc Dominicană? Puteți că mă pui și pe mine situație din asta dacă tu ai Alexandra! Marinescu este în momentul de față și vine și face anumite afirmații, nu trebuie să le vină, nu Marinescu, nu trebuie să vină Andrei să dea în mine prin Marinescu. Și-a dat și ea seama că se face de râs cu Marinescu și invers. Radu, ai nevoie de ochelari? De ce? Tu ești orb? Vă voi anunța topul favoriților. Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi, continuăm gala. Aia, are dreptate Marinescu, se comportă Alexandra nepotrivit cu voi? Nu, dar n-are nicio legătură, dar văzusem că Codruț îi spunea ceva lui Marinescu și Marinescu a încercat să schimbe subiectul, dar de ce nu vorbim despre ceea ce a afirmat Marinescu pe material? Cum că lasă pe Codruț așa, cu Maria? E asta a vorbit până acum. Nu, Marinescu a schimbat, nu cred că ați auzit răspuns din partea lui Marinescu. Deci Maria oricum e obiect și o dă cui vrea. Marinescu nu a discutat, a încercat să schimbe subiectul. Păi despre ce vorbim? Tu că tratezi pe cum mă trata ca un obiect, vii aici în emisiune și spui, da, și spui că m-am gândit mai bine și parcă în avion dacă tot am durat atât de mult, vinovat este timpul ăla de 12 ore, m-am gândit că o iubesc și spui mie că o tratez eu pe Maria ca un obiect. Iar ești grijii, prefer să nu discuți. Când tu faci ce vrei, când tu faci ce vrei. Prefer să nu discuți, prefer să nu discuți. O oră înainte nu te interesa și peste o oră că, Doamne, stăteam pe scaunul lângă celălalt și ne bucuram de trip. Mă gândesc, hai să ne împăcăm. Și zici tu de mine că o tratez ca până o eu spre deosebire de tine, când cineva a venit și a jighit-o pe iubita mea, eu am sărit de acolo cum tu nu ai făcut niciodată. Doi prieteni de-ai tăi au spus că tu ești... Atenție la limbaj! Da, 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 domnișoară Cristina, acum Andrei îmi bagă niște cuvinte în gură și niște jigniri pe care eu nu le-am adus Mariei. Păi nu te-a spus, nu! Despre ce vorbim? Face o comparație. Te-a spus ea-o, n-a comentat nimic, nu te-a oprit, a spus ea-o! Dar tu ai luat-o pe aia? Probabil el nu aștepta. Ai luat-o? Păi cu ce să iau pe aia? Dominican, ai luat-o pe aia? Dar care-i treaba ta? Întreba, ai luat-o? Păi te întreb să-și o cură. Marinescu! Păi vorbești de luat. T-a făcut sărbătoare? T-a făcut sărbătoare în Dominicană? Măi! Băi, știți foarte bine că acolo stați cu staful. Ia băieți! Lasă ușor, lasă! Nică, ți-o întorc cum vreau eu. A avut loc? Cum ce să întorci? Te întreb. Că se vorbea de virginitate. Aici, în emisiune. A avut loc? Dominicană? Dar de ce ești curios? Da, domnișoara Cristina, eu întorc cum mă întoarce și el mie. Da, tu știi mai bine ca oricine că fetele stau cu staful. Păi da, a fost sărbătoare, a avut loc în Dominicană, domnișoara Cristina, făcută de Andrei? Păi dacă vrei să vorbim prost, Andrei. Nu vorbești mai prost. Dacă tu îmi zici chestii de astea, ți le dau și eu. Nu te adevăr, asta am văzut pe material. Dar el zice adevărul. Ascultă-mă un pic. Suntem pe ultima 100 de metri și nu mai am nicio reținere, fratele meu. Am avut buțin prea mult. Prea mult. Nu instic cu nimic. Mă, sunt vorbele tale, eu vorbesc de ce-i vorbit pe materialul ăla. Ia, mă vorbești dacă sărbătorim ceva acum, toți concurenții din Dominicană. Dar ce vrei să sărbătorești dacă tu ești cel mai în măsură să ne spui că acolo sunteți însoțiți de staf? Da, a venit și a spus și de Alexandra anumite prostii cu staful. Domnișoara Cristina, eu cred că treaba cu stacul e pe bune, doar că a avut mulțin față de Codruț și n-a deschis sacul, pentru că și eu am fost în Dominicană. Tu vezi că mă pui și pe mine situație din asta, dacă tu ai copilul ăsta, nu veni să vorbești de tine, Alexandra! Nu! Eu n-am fost... Față de voi și m-a respectat și n-am coborât la nivelul ăsta! N-am coborât la nivelul ăsta! Nu! Atâta ți-am spus! Am spus că mă... Atâta ți-am spus că am avut buncii în față de voi! Cu foarte multe lucruri! N-am venit să vorbesc atât de mult! Eu am fost în Dominicană și spun ce s-a întâmplat acolo! Vorbește despre ce a făcut el! Nu mă băga și pe mine! Dacă e treabă reală, faza cu sacul înseamnă că ai făcut și tu ceva prostii pe acolo? Nu, e vorba că... E vorba că posibil în 3 minute să fi avut timp liber, 3 minute să fi petrecut unul cu altul! Dar tu ai avut? Da! Am stat la plajă. Probabil e ceva real ce spunea ăla. Am stat la plajă. Am stat la plajă, că n-am vorbit de culcat sau de alte lucruri pe care le insinuează Marinescu. Dar eu nu-mi permit să vorbesc de ce vorbești de el aici. Domnișoara Cristina, eu i-am spus... Ia opriți, fetelor, ce aveți în față. Să pe iubitul ei, pentru că eu sunt față de ei și nu am vorbit absolut nimic de ce s-a întâmplat cu ei în Dominicană. Dacă Marinescu este... în momentul de față și vine și face anumite afirmații, nu trebuie să le vină, nu, Marinescu, nu trebuie să vină Andrei să dea în mine prin Marinescu, pentru că eu nu am nicio treabă cu conflictul lor. Bine, dar ia opriți-vă puțin cu toții. De ce purtați voi astfel de discuții când voi știți foarte bine că fetele sunt însoțite de staff? Pentru că asta este Marinescu și ca atare ia exemplu Andrei. Ce vreți să faci? De exemplu, domnișoara Cristina, eu că sunt în fața atâtor oameni și să uite și copiii ai miștii, nu-mi permis să vorbesc despre prostile pe care vorbește Marinescu. Dar să stau la bătaie să-l jur că aici ți-ai permis. Eu vorbeam de orice. Nu ești capabil să duci un subiect, mă. Tu am înțeles că tu ai iubit la toată lumea. Nu, eu foaia. Eu foaia cu temii. Nu dai iubita la toată lumea. Stați puțin că voi vă certați. Maria, ce? Domnișoara Cristina, am vorbit cu aia ce am avut dialogul și după care Amira dispate. Și că, păi, ce vrei să le fac dacă sunt cățele? Nu! Sunt însoțite de stat, dacă sunt însoțite de stat, probabil că sunt cățele. Poftim! Și Alexandra a sărit din... Na, în sus că s-a... Păi, da, eu v-am spus că mă jignește pe la spate și nu este stat. Ia opriți-vă, vă rog, ia fiți atenți! În Dominicană, cu atât mai mult, nu există posibilitatea ca fetele să meargă undeva fără ca staful să nu fie prezent. Până și eu, când intru pe porțile acestea, se anunță că am intrat, la fel ca și acasă și peste tot. Nu vă gândiți vreo secundă că nu se știe ce faceți în orice moment, pentru că suntem protejați. Amira, dacă mergeai în Dominicană, stăteai cu colega noastră din staff și dacă se purtau astfel de discuții, nu înseamnă că ai fi fost în vreun fel. Te rog. Da, normal, nu. Domnișoara Cristina, am venit și acum și am spus, eram de aceeași părere cu Andrei, pentru că am spus, bă, zic, ce pretenții ai că până și de Alexandra a venit și a spus că el nu se duce în extreme, domnișoara Cristina, când... El cine, mă? Ăsta. Numai domnișoara Cristina, pentru că nu merită... să mă răzbun pe aia și să aduc anumite prostii să scot pe gură doar pentru prostiile ce le scoate ăsta pe gură. Da, eu nu înțeleg un lucru. Dacă vă certați voi doi, bărbătește, ce aveți cu ele? Păi eu, domnișoara Cristina, el include. Ce treabă avea Alexandra în conflictul dintre el și Marinescu? Dar ce aveți, mă, atât? Ați spus că posibil să fie adevărat treaba cu sac. Înseamnă că cine și ce posibil să fie adevărat și ce ai făcut. Păi nu, păi eu nu am spus, n-am spus de... sau ce insinuează el pe aici. Da, bă, dacă e posibil la tine, uite că e posibil și ceasul. E posibil, e posibil. Aude pe Marinescu, e posibil. Nu pe pune, tu ești... Vorbeam de tine... Nu vorbeam de tine. Nu vorbeam de atenție la limbaj, vorbeam de cumătra lui. De cumătra lui vorbeam eu, n-aveam. Hai să vorbim de cumătra ta. Da, hai să simplificăm lucrurile. De ce ești tu curios dacă aia este virgină, nu este? Vrea să facă măicuță. Să meargă la biserică și mie că nu se mai face măicuță, că-i place. Mă fac, statul liniștit. Da, aia. Bine. Am avut ce am avut de spus, nu are rost. Am avut ce am avut de spus, domnișoara Cristina, el o dă pe. Da, hai să o luăm pe altă cale, zic, și să ne întrebăm așa. Maria. Din ce în ce mai des aud aceeași teorie, cum că Marinescu nu te protejează. Să aibă băieții dreptate sau ce se întâmplă de fapt? Dar întrebați-l pe el, domnișoara Cristina, eu n-am de unde să știu lucrul ăsta. Dar tu simți asta, că nu ești protejat? Eu nu simt nimic. Nu. Nu mai te mai. Cum ai ajuns tu până în punctul în care să nu simți? N-aud, brești. Cum ai ajuns tu până în punctul în care să nu mai simți din nou nimic? Că mai devreme iubeai. Domnișoara Cristina, nu vreau să vorbesc prost. Voi cum mai sunteți băieți, Marinescu și Alex? Marinescu și Alex? Da, voi de da. Nu știu, ne înțelegem bine, adică am avut niște replici acolo mai... Ferește telefonul de tine diferite. Prin camera? Poftiți? Ferește telefonul de tine prin camera? Nu, nu are nicio legătură, nu are nicio legătură. Nu ferește deloc telefonul și nu are de ce să-l ferească, pentru că eu niciodată n-aș putea aduce o conversație între ei doi sau ceva care să le pună în pericol relația sau să îi pună pe ei în pericol. Da, există așa ceva? Nu are cum. Nu. Nu există ceva ce ar putea pune în pericol? Nu, nu, nu. A, nu? Cum e Marinescu? Ai încredere în Alexandru? Putem între ei, certuri și așa mai departe. Sau nu prea mai ai? Domnișoara Cristina, da. Au fost momente în care n-am avut nici încredere în mine, dar îmi să am încredere în alte persoane din jurul meu. Deci n-ai. Pot spune că am oarecum mai multă încredere decât în... De ce? În comparație cu alte multe persoane de aici din casă. Dar nu, niciodată nu o să spun aici un lucru delicat. Maria este singura persoană care știe, nu știu, dincolo de ambalaj, adică momentul în care am o trăire sau am o suferință sau am un deranj, ea este singura persoană din casă care știe și beneficiază de acest aspect. Ia fiți atenți, Alexandru și Marinescu, v-am întrebat cum vă înțelegeți pentru că am un material. În acel material putem afla ce cred Alexandra și Adriana despre ceea ce s-a întâmplat între voi. Haideți să urmărim. Nu înțeleg, Marinescu, dacă a putut să facă cu Romeo o faza aia, că să vină să se certe în emisiune și apară să fie prieten, cu Alex ce n-a făcut la fel? E frică de Alex, că Alex ar putea să ia locul, că este în top 3? Pentru că Alexandru este în top 3 și dacă Marinescu va veni aici și va face teatru pe care l-a făcut cu Romeo, automat, ăsta se va educa. E asta la locul. Asta-i. De asta nu poate să facă, pentru că este frică să nu-și pierdă și el, să-și pierdă susținătorii și cum a fost la Alex. Comunici. Da. Dar n-ar avea tu, pentru că poate că Marinescu ar avea multe să zică lui Alex, dar niciodată n-ar avea tu pe zi. Domnișoara Cristina, dar eu am spus foarte clar, o parte din ce a zis Alexandra acolo are dreptate, pentru că în momentul când am început, că tot mă acuzau toți concurenții că nu spun nimic la adresa lor, am început să vorbesc, ceea ce mă deranjează, în momentul când Maria tot accentua plusa faptul că mie mi-ar place de ea. Deși eu i-am zis de nenumărate ori, am făcut-o Caterinca la început și i-am zis, băi, nu mai, da, mi-a plăcut de tine sau îmi place de tine și așa mai departe. Și nu mai continua cu chestia asta pentru că nu-mi place să fiu pus în postura asta și ea a continuat să facă treaba asta și dau dreptate unde a zis că ea face ceea ce ar trebui să facă Marinescu, dar nu face că îl pune pe el într-o postură proastă, că... Na. Și aici s-a contrazis, pentru că de fiecare dată când spunea Maria respectul tău de sine, te bufnea râsul și te conduceai în situații. Nu m-a zis prima dată, da, am zis că mă bufnea râsul când tot se insinua chestia asta, dar nu am zis că dacă mă bufnea râsul, asta înseamnă că îmi și place. Ok, tu ai vrut acum să ieși din carapace, pentru că toți te catalogau că ești umbra lui Marinescu, că nu-i spuneai nimic, ai prins și momentul oportun, că se apropie și finala și trebuie să te detașezi, pentru că tu n-ai nevoie, pentru că tu ești în concurență cu el, sau așa crezi tu, așa insinuezi că o să fii în concurență cu el. Și normal să nu mai fiți prieteni. Și acum ai prins momentul perfect ca să poți să-ți vezi frustrările vis-a-vis de Maria și Marinescu. Pentru că ți le-ai strâns. Pentru că 2-3 luni cât ți-a luat apărarea și vorbea doar el în locul tău, ți le-ai strâns. Înțelegi? Nu, eu nu mi le-am strâns. Am zis că nu am sărit să le spun lor, pentru că și în momentul anterior, când a fost materialul celălalt, N-a zis nimic tot așa când era în legătură cu ei, pentru că atunci erai deranjat, că ai turit o săptămână și n-ai avut ce să vorbești, Alexandru. Lasă-mă că n-am ce să vorbesc, Radule, că s-a văzut destul de clar că n-am ceva să zic și la adresa Alexandrei și a lui Codruț și a ta și a Mariane și a oricărui alt concurent și a Mariei când am avut de zis și a lui Marinescu. Adică nu e vorba că nu am avut ce să vorbesc, înțelegi? Despre asta e vorba. Eu oarecum am avut pretenția asta să nu arunce în mine cum aruncați voi, că ei, când voi spuneați ceva, oarecum ei susțineau ceea ce ziceați și asta mă deranjează. Dar nu aveai așteptări de la nimeni? Bă, oarecum nu ai cum să nu ai o oarecare pretenție. Păi da, dar tu te contrazici singur. Nu, stai mă așa, lasă-mă, Radu, menține firul, menține firul. El spunea că noi suntem prieteni, da? Așa. De ce tu, ca prieten, vii și susții ceea ce spun ceilalți când mă atacă? Despre asta e vorba. M-am săturat când toți mă atacă să vină și eu să susțin același lucru. Domnișoara Cristina, la mine la scara de bloc am niște vecinele, tanti Floricica, Glaia și Maricica, domnișoara Cristina, care bârfesc de dimineață până seară. Iar cu această ocazie, când o să plecăm din competiție, domnișoara Cristina, vreau să vină Codruț cu Alexandra și să fac cunoștința Alexandrei cu vecinele mele sărite de vârsta de o vârstă, domnișoara Cristina. Vorbea Alexandru cu Radu. Să fie și Adriana, domnișoara Cristina, pentru că sunt două vârstitoare. La care Marinescu către Alexandru. Dar respectul tău de sine unde? Și acum vorbești de tante Nuții și Floare și ce și-au fost? Da, am niște vecinele. Păi, dar nu mi se pare normal. Unde-i? Respectul de sine. Din punctul meu de vedere, nu-l ai. Crede-mă, din punctul meu de vedere, nu-l ai. În moment ce dai dreptate Alexandru, o persoană cu care tu ai dus aici, nu lupte grele. Ai dus niște discuții în contradictoriu de foarte multe ori. Nu ai împărtășit aceeași părere cu ea, iar acum să vii să spui că are dreptate cu tot ceea ce a spus referitor la mine și Maria, mi se pare ipocrizie oarecum, crede-mă că spun. Tu n-ai fost atent la ceea ce am zis eu, că a avut dreptate într-o oarecare măsură în momentul când a zis că Maria îi face treaba pe care Marinescu ar trebui să o facă, numai că tu nu o faci din cauza faptului că tu ai afirmat că suntem prieteni. Ok, care este treaba pe care ar trebui eu să o fac și nu o fac pentru că o face Maria? Păi treaba pe care a făcut-o Maria, de tot, tu ai mai încercat oarecum dându-le curs lui Codruț și lui Radu. În momentul când ei încercau să facă mișto de mine, tu ori râdeai, ori făceai și tu aceleași glume pe care le făceau ei și nu am băgat de seamă. Dar oarecum îți dai seama că m-au deranjat și ți-am și zis că m-au deranjat chestiile. Ți-am zis că m-au deranjat. Iar după aia când ai văzut că nu-i spus în emisiune, probabil că pentru mine este mult mai deranjator și ceea ce a apărut pe internet. Dar ce crezi? Eu am trecut pe lângă el. Că nu am de ce să le spun, că nu mă interesează. Nu mă interesează. Și acum este el sau nu e problema lui. Dar nu mă interesează. Au fost lucruri în casa asta la adresa mea, mult mai, nu știu, lucruri care m-au deranjat mult mai rău și nu l-am sesizat, au trecut pe lângă mine. Te-a deranjat pe tine că e săracul, că i-a dat dreptate Alexandrei mai tare decât ceea ce a scos el pe gură în mediul online și ce vorbește aici. Asta te-a deranjat pe tine mai tare, nu? Te-am întrebat, care este treaba mea și nu o fac eu pentru că o face Maria. Poți să-mi răspunzi, te rog, la întrebare? Te-am spus adinaori. Care? Tu încerci oarecum să mă atași pe mine, la fel cum probabil... Răspunde la întrebare. De ce? Îi răspunde la întrebare. Nu știu, dar eu ajung la... Nu, dar uite, hai să-ți mai dau un exemplu. Mă mai treabă cu ce are el cu Maria. Hai să mai dau un exemplu, Alexandra. Săptămâna trecută în gală, când tot așa eram acolo, eram supărat, nu voiam să vorbesc, la fel, Codruț a încercat să facă niște miștouri și el continua cu miștourile. Sau râdea sau făcea anumite chestii. Da, nu mă interesează. Îți dau eu exemplu cu ce a făcut Maria treaba în locul tău. În momentul în care era subiectul acolo și vorbea, tu ai dat startul la acel subiect, iar Maria a vorbit despre acel subiect. Una la mână. Doi la mână, Maria cu gura ei a spus în felul următor. Vorbește cu Alex, că i-ai spus tu ei. Vorbește cu Alex, dar fii mai protectoare cu el, adică nu da atât de mult în el, mai menajează-l puțin, nu da atât de mult în el. Asta a zis Maria, în momentul în care discuta acel material. Sunt cuvintele ei. N-am zis așa ceva. Mă rog, adică nu fi atât de aspră cu el. Ceva în genul ăsta. N-am zis așa ceva. Nu fi dură cu el, sau mă rog, nu fi dură cu el. Ba da. Ei au discuțiile lor. Eu am zis din start, eu nu mă includ acolo, mă dau la o parte. Marinescu, ei au avut discuții referitoare la ce s-a văzut în mediul online. Ba da, și Maria a venit în felul următor și a zis, Într-adevăr, mi-a zis Marinescu să vorbesc cu tine, dar să nu fiu atât de dură cu tine, cu Alex. Astea sunt cuvintele Mariei. Probabil că ea face referire că treaba mea ar fi acum să dau un Alexandru, să-l surclasez și Maria să intervină cu tot ceea ce aș putea să spun eu la adresa lui. Dar nu, pentru că eu am văzut lucrurile altfel, Alexandru, între ei doi. Când Maria a greșit ceva la un moment dat, i-am sesizat și am spus, Maria, nu e ok. Când Alexandru a făcut același lucru, i-am sesizat și lui. Deci nu ai cum să spui treburile astea, pentru că mi se pare ipocrizie. Ai început subiectul pentru că îți doreai să se discute acel subiect, iar Maria a fost în momentul respectiv purtătoarea ta de cuvânt, pentru că tu nu puteai să vorbești. Marinescu, stai așa, tu iei Mariei să înceteze că ce? Nimic. Nu, dar stai că mi-am adus aminte de ceva ce ai spus ieri la tere. Ai zis Mariei să înceteze. Am spus în felul următor. Dacă între voi doi discuțiile nu o să ia o altă întorsătură și o să fie aplanate, înțelegi, adică o discuție civilizată, nu o să am de ce să intervin. Asta. Dar stai așa, stai puțin, Codruț. Dar când am avut discuția acum două zile cu Maria sau ieri sâmbătă în Gala Favoriților, înainte de Gala Favoriților, și Maria îmi spunea niște chestii și eu i-am spus Mariei să înceteze cu aberațiile astea, că o să vorbesc prost. În momentul ăla ai spus Mariei să tacă. Ok, ai tăcut? Zi, Codruceara Cristina, pe al nostru Marinescu, doar trebuie lăsat să vorbească și vorbește doar prost și așa se supără Maria pe el. Am auzit acum când îi spunea lui Alexandru, sau lui Alexandra, bă, femeie, ce are Maria cu Alexandru pe mine nu mă interesează, este treaba lor, dar Alexandru o dă în Maria de foarte multe ori, a venit și a spus că îi place, de fapt, de Maria și pe Marinescu nu-l interesează treaba asta. Nu te interesează. Ce are Maria cu Alexandru nu te interesează, nu? No. Dar este teama lui Marinescu ca nu cumva Maria să se împrietenească cu Alexandru și să facă front comun împotriva lui. Domnișoara Cristina, din ceea ce observ eu, Marinescu este doar pentru el, îl interesează doar ceea ce se spune la adresa lui și nu-l interesează ceea ce ține de Maria. Maria este doar un bonus pentru el, din ceea ce văd eu. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.